Deși Fetnul se aseamănă izbitor de mult cu Hora ori sârba dansată de moldoveni la orice petrecere, totuși la bază sunt mai multe elemente sportive, așezări, genuflexiuni și ne mai vorbim de faptul că se lucrează cu greutăți, iar la echipamentul lor sportiv se adaugă un șorț, un brâu, iar antrenoarea poartă și o basma tradițională. Olga Plămădeală este cea care a adus în Republica Moldova Fetno. Fiind profesoară de dans la liceul din Ruseștii Noi, a aflat întâmplător despre invenția unei dansatoare de peste Prut, Anca Niță, și a decis să-i aplice în practică ideea și în satul său. Fetno a apărut în România în anul 2015, atunci când fondatoarea acestui concept a fost invitată în Italia ca să prezinte ceva tradițional românesc la o conferință internațională de fitness și aerobic, i-a venit ideea că de ce să nu facă ceva nou. Antrenoarea spune că există câteva particularități care deosebesc Fetno de o simplă horă ori de un banal antrenament de fitness. Este muzică populară, remixată, ținută populară, un pic etnotizată și îmbinăm mișcările din dans modern, din gimnastica de bază și din dansul popular. La antrenamentele de Fetno merg 10 familii din Ruseștii Noi. Părinții și copiii fac echipă bună împreună. Sunt păstrate și toate regulile de igienă, iar înainte de fiecare lecție, elevilor li se verifică temperatura. Este foarte important ca părinții să fie pe aceeași undă cu copiii, să fie 100% informați cu ceea ce fac copiilor. Și vreau ca relația părinte-copil să fie mai bine echilibrată. Se pare că Fetno într-adevăr are un efect benefic asupra relației părinte-copil. De exemplu, Ecaterina și fiica sa Antonela, după câteva lecții, au devenit și mai apropiate. Între acest stil de dans Fetno a devenit comunicarea între copil și mine mai restrânsă. Și desigur este foarte bine și pentru sănătatea atât a mea cât și a copilului. Pentru mine nu este deloc complicat. Îmi place foarte mult să dansez. În timp ce dansez, în primul rând mă încarc cu energie pozitivă și fac și sport. Și Victoria a reușit să-și consolideze relația cu fiul său după ce și-au găsit o ocupație comună. Copilul este satisfăcut, primește emoții pozitive și e bucuros că mama îl înlocuiește peste tot. Antrenamentele costă între 300 și 400 de lei. În schimb, faceți un pas spre silueta visurilor și transformați orice zi în sărbătoare. Da,